încă de la școala duminicală, vor sluji înaintea lui Dumnezeu. Am considerat că merită și ei, după atâta efort, după atâta repetiție cât au făcut, ca într-o zi să dedicăm această zi cu ocazia acestei sărbători a nașterii Domnului Iisus Hristos, ei să slujească și noi să-i ascultăm. Tot anul am slujit noi și ei ne-au ascultat. De aceea v-aș ruga să vă ridicați în picioare și conduși de fratele Dan Sabo într-o cântare, cu câtă această cântare, după care, cu toată biserica, veniți și facem o rugăciune în care mulțumim Bunul Dumnezeu pentru tot ce a făcut pentru noi până aici, pentru harul Său revărsat peste familia noastră, peste copiii noștri. Și tot în această rugăciune, dacă sunt cauze, dacă sunt dorințe prin care vreți ca Biserica Bethesda să se roage pentru problemele, nevoile care le cunoașteți, om o face în această rugăciune. Amin. S-a născut așteptatul Mesia, să-i cântăm cu îngerii în cor. Cânt Oseana, cânt Oseana, cânt Oseana, Regea-n regilor. Cânt Oseana, cânt Oseana, cânt Oseana, și pentru ce ce cânt Oseana, cânt Oseana, cânt Oseana, Regea-n regilor. Cânt Oseana, cânt Oseana, cânt Oseana, lui Iisus. Frați și surori, cum aminteam și spuneam de la început, este o seară în care vrem să ne bucurăm și chiar dacă nu pot toți frații și surorile tinerii care în această seară sunt cu noi la această sărbătoare să aibă loc aici cu noi, dar sperăm și credem că toți cei care sunt pe jos sunt în Duhul cu noi aici la rugăciune. De aceea, dacă sunt din sală, cauze, dorințe și vreți să ne rugăm pentru ele, o puteți face prin ViewGrade. Nu vom face, frați și surori, ca în alte seară. Un cuvânt care să fie pentru noi în această seară, frații care vor vorbi în această seară, am dorit ca noi să-i binecuvânteze. Avem mijlocul nostru în această seară prieteni, avem frații de la alte biserici, avem fratele Iosif, spune ca Dumnezeu să-i binecuvânteze. În timpul acestei slujbe, am spus că fratele Iosif, dacă poate să pregătească și el un gând, un salut pentru familie, pentru copiii bisericii Bethesda și dorim ca Dumnezeu să-l binecuvânteze. Amin. De asemenea, fratele Tibi, în calitate de lider la școala duminicală, avea și el un mesaj scurt și dorim ca copiii, cum a spus, prin poezii, prin cântări, să slăvească pe Dumnezeul nostru, acela care în acelui nume ne-am stăs în această seară, să-l sărbătorim. Cuvântul Domnului din Luca, capitolul 2, pagina Biblie 987, de la versetul 8, spune: în ținutul acela erau niște păstori care stăteau afară în câmp și făceau de straje noaptea împrejurul lor. Și iată că un înger al Domnului s-a înfățișat înaintea lor și slava Dumnezeului Domnului a strălucit împrejurul lor. Ei s-au înfricoșat foarte tare. Dar îngerul le-a zis: nu vă temeți, că vă aduc o veste bună, care va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un Mântuitor, care este Hristos Domnul. Iată semnul după care îl veți cunoaște. Veți găsi un prunc înfășat în scutece și culcat într-o iesle. Și deodată împreună cu îngerul s-a unit o mulțime de oaste cerească, lăudând pe Dumnezeu și zicând: slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. După ce au plecat îngerii de la ei ca să se întoarcă în cer,
Păstorii au zis unii către alții, haidem să mergem până la Betlehem și să vedem cine i s-a spus și cine a făcut cunoscut Domnul. S-au dus în grabă și au găsit pe Maria, pe Iosif și pruncul culcat în iesle. După ce l-au văzut, au istorisit ce le spusese despre prunc. Toți cei ce au auzit s-au mirat de cele ce le spuneau păstorii. Maria a păstrat toate cuvintele acelea, se gândea la ele din inima ei. Și păstorii s-au întors slăvind și lăudând pe Dumnezeu pentru toate cele ce au zisere și văzusere și care erau tocmai cum li se spusese. Slăvit să fie Domnul! Amin. În această seară, frați și surori, suntem la această sărbătoare în care sărbătorim în urmă cu peste 2000 de ani. Dumnezeu a privit din înaltul cerului și pe unicul lui Său Fiu, Iisus Hristos, l-a trimis pe pământ. L-a trimis ca aici, în această seară, Biserica Betesda, să fie la părtășie. Creatorul Universului a venit să locunească în Universul creat de El. Și aceea, în această seară, dorim, frați și surori, cum s-au bucurat păstorii, să avem și noi bucuria aceasta la această sărbătoare. Fețele noastre să radieze de bucurie, prin cântare, prin tot ce vom face, să arătăm că inimile noastre sunt pline de bucurie. Vă rog să vă ocupați locurile. În continuare, am dorit ca frate Dan Savos să ne conducă într-o cântare. În timpul acestei cântări, grupa mică se va pregăti pentru a începe poemul care l-au pregătit. Am considerat că este bine ca ei să înceapă, ei sunt mai nerăbdători, sunt mai minuți și rugăm ca, să ne rugăm ca Dumnezeu să-i binecuvânteze și pe ei și învățătoarele care s-au ocupat. La grupa mică au fost 4 învățătoare care s-au ocupat în perioada aceasta de lună, lună și ceva. Sora Ester Amureșan, sora Tina Pipaș, sora Iza Nicoli și sora Ana Zăcărean. Să spunem ca Dumnezeu să le binecuvânteze pentru tot efortul ce l-au făcut.
fie lângă satul Betleem, te-ai păstrează spumânta când se uită către cer. Nu vă spăimânta, se spune Îngerul cel Bucuros, le vestește tuturora s-a născut Iisus Hristos. Când păstori auzire cu imire ascultau, corul îngeresc din cerul care glorie îi cântau. Tu ești lezos în paie, îți găsim copilos, încălzit de vite, spăzit de îngeros. Maria privea duioasă către fiii ei iubiți și cu inimă zmerită se închină de încontenire. Într-o țară depărtată, magii au văzut pe cer o stea, ce vestea ce s-a întâmplat. Steaua era de drumul, magii merg conduși de ea, e un rege ce se naște, vestea aceasta le spune. E satul din tată la Iron, la palat, la împărat, însă sus nu se naște la un loc așa bogat. După stea din opunire, dar nu s-o bucura că au găsit în islamică pe nostru împărat. Magii vin din depărtare după stea, având și cu tare fiecare pe Iisus la întâlnire. Au smirna și tămâie, au adus în darul lor, magii care de departe l-au găsit pe Salvator. Astăzi este ziua mare ce pe tot, toată lumea e îmbrăcată cu ce are cea mai. Casele sunt podobite, cozonacul e pregătit, dar vă rog să-mi spuneți mie, cine e sărbătorit? Noi sărbătorim pe Iisus, cel născut în Betleem, Fiul tău. În cerul mântuirii la El avem. Noi sărbătorim pe Iisus, pe Mesia preamărit, când citim și în Scriptură de păcat l-ai zbăvit. Noi sărbătorim pe Iisus, Petru, orice împărat ce a venit în lumea noastră să ne scape de păcat. Nu să dădea calul și aceste scopi. Domnul Iisus te așteaptă să-i deschizi inima ta. Când s-a născut un nesle, a iubit sfința ta. Bye.
continuare, frați și surori, am vrea ca fratele Arsen împreună cu orchestra să laude pe Domnul cu o cântare. După această cântare avem o poezie pe care o va rosti frățior de la grupa mare. După această poezie am dorit ca copiii fratelui Nicolae să laude pe Domnul cu o cântare. Iar după aceste cântări, fratele Ioji va avea un scurt mesaj pentru Biserica Betesda și Domnul să binecuvânteze. Amin.
mind and brings much joy to my heart as I sing those happy rhymes. But so much more than that, I think of God's great gift of sending Jesus Christ a babe to heal and to forgive. So as we sing with joyful hearts, let's think of Jesus Christ and how he came that first Christmas to give us to give to us new life. Thank you.
pentru multă dragoste în cel mai minunat în numele Domnului Iisus. Îngrădiți-mi să salut copilașii aceștia minunați. Ați făcut o lucrare bună și faceți o lucrare bună și frații care se ocupă de ei la fel fac o lucrare bună. Apoi salut cu multă dragoste pe cei care au venit poate să vadă numai rudenile sau sunt pentru prima oară la Betesda, zic Bunul Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin. E cea mai minunată alegere într-o seară ca aceasta să fim în loc, în locul acesta. Și de ce? Noi avem un sărbătorit. Noi avem un sărbătorit. Și sărbătoritul nostru este Iisus Hristos, Domnul. Atunci Dumnezeu când a văzut că omenirea merge cu pași repede spre pierzare, atunci când Dumnezeu a văzut că omenirea nu-L ascultă, Dumnezeu a hotărât să vină un potop. Și după ce a venit potopul acela mare și oamenii au pierit în afară de casa neprihănitului rob al lui Dumnezeu Noe, Dumnezeu a zis că poate oamenii ori fi mai buni, dar din cei trei fii, Sem, Ham și Iafet, știți ce a ieșit? Au ieșit oameni și mai răi. Și am ajuns până în zilele noastre, acum 2000 de ani, când lumea a fost starerea. Și Dumnezeu a zis, am să-L trimit pe Fiul meu. A trimis mai înainte țepii săi proroci, diferiți oameni, mari ai săi, și apoi la sfârșitul vremurilor l-a trimis pe Domnul Iisus Hristos, crezând că omenirea va asculta de El. L-a ascultat de El? Nu l-a ascultat nici pe El, fraților. De ce? Omenirea merge din rău mai rău. Fiindcă domnitorul lumii acestea, adică diavolul, locuiește aici pe pământ. Dar Dumnezeu a avut în vedere să-L trimeze pe Mântuitor. Ca oricine va crede în El, să nu piară, ci să aibă o viață veșnică. Nu de 100 de ani. O viață veșnică. Și la sfârșitul vremurilor, adică a Vechiului Testament, Dumnezeu l-a trimis pe Domnul Iisus. Cum a venit Domnul Iisus Hristos? Cum au profețit prorocii de cândva, de demult. Unul dintre proroci spune așa, și tu e frata Betleemului Iuda, nu ești tu cel mai mic, sau chiar te ești cel mai mic, din tine va ieși Mântuitorul. Și la împlinirea vremurilor, Iisus Hristos, Domnul, s-a născut din Efrat, adică Betleem. Fraților, istoric, dacă ne ducem puțin înapoi, Betleemul este cetatea, localitatea, să zic așa, sătucul, azi este un oraș mare, în care s-a născut David. Este cetatea lui David. Natalitatea lui David, acolo s-a născut el. Dar este și locul unde Boaz și cu Rud au locuit împreună. Și într-o împrejurare să se împlinească Scripturile. Mântuitorul s-a născut din David. Din David, din omul lui Dumnezeu David. Un om după inima lui Dumnezeu. Și când s-a născut Mântuitorul, un împărat, fiindcă magii din răsărit au fugit repede să vadă unde este împăratul de nou, de curând născut. Fraților, magii erau oameni înțelepți al veacurilor acelor, al vremurilor acelor. Erau oameni înțelepți. Și ei au știut că va fi o stea, sau este o stea deosebită. Și că steaua aceasta i-a călăuzit pe magii aceștia. Și când au ajuns, ce au zis ei? Să mergem la casa împăratului, o fi un prinț acolo. Și când ajung la casa lui Irod și spune așa, îl întreabă, unde este împăratul de curând născut al iudeilor? Fiindcă i-am văzut steaua în răsărit și am venit să ne încinăm înaintea lui. Când a auzit Irod că este un împărat în afară de el, s-a tulburat el și toată cetatea Ierusalimului. Cum se poate să fie un alt împărat, un prinț în afară din neamul meu? Nu se poate! Adunat pe toți preoții cei mai de seamă și pe cărturarii norodului și au căutat să afle de la ei unde trebuia să se nască Hristosul. În Betleemul din Iudeea i-au răspuns ei, căci iată ce a fost scris prin prorocul și tu, Betleeme, țara lui Iuda, nu ești nici de cum cea mai neînsemnată dintre căpetenile lui Iuda, căci din tine va ieși o căpetenie care va fi păstorul poporului meu Israel, slăvit să fie numele lui Dumnezeu. Fraților, El este Iisus Hristos, Domnul. Mulți oameni sărbătoresc astăzi. Eu ascult și ungurește și românește cântări și diferite slujbe, să spun așa. Dar oamenii cei mai mulți nu vorbesc decât despre brat,
despre Sanie și despre Moș Crăciun, cu vară mare. Aceasta se vorbește. Și se vorbește de lumini multe. Fraților, Mântuitorul Lumii s-a născut în Iestea din Betleem, în niște scutece înfășat. Cred că nu fi avut scutece de care cumpără surorile astăzi, sau ați cumpărat copilul acestea minunat. Nu! Eu cred ce s-o fi întâmplat acolo. Și Maria a rupt din haina ei, și Iosif din cămașa ei, și au făcut niște scutece pruncului Iisus Hristos. Și s-a născut în Iestea din Betleemul Iudeii, ca dumneata săracul, și eu săracul, și eu păcătosul, și eu nimicul, și eu cel mai nesemnatul, să pot avea parte din Împărăția lui Dumnezeu. Lăudat să fie numele lui Dumnezeu. Noi pe acesta îl sărbătorim, amin? Amin. Pe Iisus Hristos Domnul, El e Marele nostru sărbătorit. Și mă bucur că Betesda a lucrat atât de minunat, încât ați pregătit copilașii aceștia să cântă imnuri la adresa, la slava lui Dumnezeu. Aleluia. Și zic bunul Dumnezeu să vă binecuvinteze. Mă bucur că văd o biserică plină. Cândva, acum vreo 6-7 ani, am zis așa, om fi vreo 50-60 și o fi bine. Ar fi fost bine să facem un loc de 200-300 de oameni. Copiii aceștia să se simtă bine, dar sperăm și să ne rugăm ca bunul Dumnezeu să vă ajute, ca în curând să vă mutați și biserica și poporul să crească și oamenii nemântuiți să vină la mântuirea lui Dumnezeu. Amin. Amin. Domnul. Mulțumim, frate Leogi, pentru cânturile dumneavoastră care au pentru Biserica Betesda și se bucură cu siguranță când vede biserica într-o atmosferă dumnezească, din copiii de asta lui Dumnezeu, când biserica este plină. Dumnezeu să o binecuvânteze, frate Leogi. În continuare, sora Denisa s-a tot lăudat pe Domnul cu o poezie. După poezie, am vrea ca orchestra din nou să laude pe Domnul cu o cântare, ca după orchestră rugăm pe fratele Tibi Buliga să aibă și el un scurt mesaj din partea lui Dumnezeu pentru biserică, pentru familie, pentru copii și în continuare vom anunța programul. Amin. From up above, to see a world in chaos without hope and love, he saw the only way was to send his precious son to be born of a woman, bringing hope to everyone. He came into the world just a babe in swaddling cloth, who one day grew to be the savior of the world. Amen.
Se merită să spunem cu toții lăuda să fie Domnul. Amin. Aș vrea în numele fraților și surorilor care lucrează la școala duminicală să vă transmitem un Crăciun fericit și Domnul să vă binecuvinteze. Amin. Apoi, știu că m-ați auzit anul ăsta de mai multe ori, așa că astăzi nu o să mă auziți tare mult. Am predicat de aproximativ doar de 15 ori anul ăsta. Am dat îndemnuri de multe ori și cred că a fost suficient. Mai ales că e căldură aceasta. Zic Domnul Iisus să vă binecuvinteze pe toți. Dacă în anul acesta 2014, poate unii dintre voi, având copii, la grupă ați avut anumite nevoieri cu teacherii, noi vă rog să ne iertați, suntem și noi oameni, greșim uneori și în mod special copiilor care ne-au suportat la școala duminicală și pe ei dacă i-am supărat uneori pentru că a trebuit, le spunem Domnul să-i binecuvinteze și să ne ierte pentru Amin. Felul nostru de a fi. Trebuie și educați și am căzut noi să-i educăm. Tuturor celor care sunteți în adunare vă doresc sărbători fericite, Domnul Iisus să fie cu dumneavoastră. Amin. Amin. Domnul Iisus, binecuvântat. Și steaua arăta o cale, deschisă larg răsărit, și după legile astrale pe cale magii au părut. Simțeau că sunt chemați să-l caute, să-i se închine suntator, cu visteriile bucate, smeriți ca niște slujitori. Avea dentura, puștia și ziua, aștișa îi topea, dar noaptea parcă veșnic și el pe lângă ei călătorea. Thank you.
albastră și curată, în pulberea de stele cer. Era o stea ca nicio altă, ce le vestea un sfânt mister. În veci trăiască împăratul, veli în fața lui Irod. Dar unde este prea înaltul, născut al sfântului Norod? Căci am văzut în cerul steaua și la închinare am venit, cu sufletul curat ca neaua și darul de neprețuit. Și așa aflară magia aceea, că este scris în cărți de preț, că se va naște în Iudeia păstorul veșniciei vieți. Dar noi zărim o stea întărie și raza ei ne arată în sus, acolo unde în bucurie ne așteaptă regele Iisus. Nu vom găsi este rege, când nu spre Betleem pășim, acolo vom găsi pe rege și în veci vom fi cu el. Amin. Și ajuns în fața lui Hristos să-i dau tot ce am mai frumos și fruntea mea de tânăr mag să plec în fața celui drag. Dar nu sunt mag, nu sunt decât un muritor de rânșagă. Nu știu în stele să citesc namaunul împărățesc. Dar am ceva ce nu-i puțin, al ochilor curat senin și inima ce-o simt deja, le dau cu dragoste în dar. Aș fi dorit să fiu un mag, dar dacă sunt un fiu viveac, așa cum sunt, mă plec supus în fața fruncului Iisus. Aus mir nach Schitter mir
poți să se smerească, către Doamne te-ai smerit, spre a putea să mântuiască tot pământul ostenit. Lumea întreagă cu iubire, înaintea ta cădem și slăvim în ta venire, Sfânt Copil din Betlehem. Mulțumim, slăvite, Părinte, că dragostea ta n-a rămas cuvinte, ci ai dat trup de carne și de os și nume Sfânt al Domnului Hristos. Și fără de zăbavă și prihană, Tu ne-ai întins o tuturor hrană. Din nesfârșite veacuri până acum, ne-ai candelă și ne-ai tăiat de drum. Acum te rugăm, iubite Tată, fă pilda ta de toți ai tăi vată, cât am crezut în cuvântul tău divin, să și trăim în tot și pe deplin. Parcă venea spre ei o boare din paradisul cel pierdut și parcă îi chema din zară un Dumnezeu necunoscut. Când steaua au văzut-o în calea lor că la început i-au copleșit o bucurie până încă piața n-au dat. Pe drumul este mână, trei magi călări cu suflet bun alargă împreună. De unde vin, cum să numesc, ce doruri frământă, spre o iasle călătoresc. Și cerul le cântă, și cântă în inimile lor, aprinsă bucuria, că s-a născut un salvator, că s-a născut Mesia. Spre ce oraș zoriți voi magi, cu tot ce inima vă umple? Spre Betleem cu darul scumpe, spre Betleem, spre Betleem, spre slava unui Domn suprem. Yeah.
fost Duhul cu cele pe soare. Și în peste mările, pe întinsele mări, o stea luminoasă răsare. E steaua cerescului prunc hărăzit, din tainica dumnezeire. Simbolul în inul de veci preamărit, de pace și bunăvoire. O, frații mei, fără de pradă, ne poartă steaua prin pustie și ades întâmpinem furtun, dar noi pășim cu bucurie spre țară veșnicei splendori. Copile scumpi, ai cu gură din slăvile senine, te salutăm de mii de ori cu bucurie sublime. Alături de păstori și magi, genunchii ni se pleacă, dar gândul nostru e prea slab și vorba e prea săracă. Și te iubim cu n-am iubit pe nimeni vreodată, că scump ne și drag Iisus în viața noastră toată. Să spunem tot ce noi simțim și dorul ce ne leagă. De tine, mire scump și drag, o veșnicie întreagă. Ne bucurăm că ai venit pe calea umilinței, ca astfel tu să ne ridici alături de toți sfinții. Și dacă azi ne amintim că s-a născut Iisus în Betleem, e ca să știm că pentru noi venim în inimile noastre să-L purtăm. Amin. Amin, Domnul să vă binecuvânteze.
only one can live with us on earth. Sent down from God the Father, so miraculous was his birth. Although born the King of Kings, he lived a servant's life. He showed us all how to live and placed his love inside. Amen. Thank you.
Mulțumim lui Dumnezeu, fraților, care a binecuvântat copilașii noștri și în această seară a putut să slujească înaintea lui Dumnezeu. Am slujit înaintea Domnului așa cum Dumnezeu ne-a ajutat după condiții care avem în acest locaș. Orchestra este formată undeva în jur de 40 și ceva de copii. La școala duminicală avem undeva în jur de vreo 90 de copii la grupa mare, grupa mică și adolescenți. Locașul este așa cum este, mulțumim Domnului pentru aceasta și aș vrea în continuare să ne rugăm ca Dumnezeu să binecuvânteze Biserica Betesda, frate și sorori. Când vorbim de Biserica Betesda, vorbim de cele 100 și ceva de familii care formează această adunare, plus 120 de copii. Și când ne uităm la locașul care are undeva, acum la ora actuală avem în biserică în jur de 200 de locuri și biserica este neîncăpătoare. Sunt mulți frați, sunt multe surori tineri care au stat pe jos și n-au putut să vină sus. De aceea să ne rugăm ca Dumnezeu să umple Biserica Betesda, nu numai când este sărbătoare, și miercurea, dar și vinerea. Miercurea, frați și surori, este diferit. Sunt locuri destule, de aceea vă invităm, care puteți și vă dă Dumnezeu posibilitatea să veniți și miercurea, și vinerea să fiți cu Biserica Betesda la închinare. Timpul este destul de înaintat și aș vrea să am doar câteva gânduri și eu, în calitate de lider la școala duminicală și să mulțumesc învățătorilor care au depus efort timp de lună și ceva s-au ocupat cu copiii. Să mulțumesc fratele lui Tibi care lucrează cu mine împreună și mă ajută la această lucrare. Să mulțumesc fratele lui Arsen care și-a dat străduința și a fost cu noi la repetiții. Tuturor părinților care s-au implicat și au făcut timp ca să aducă copiii la repetiții. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți frați și surori. Aș vrea să am doar gând scurt la această sărbătoare nașterii Domnului Iisus Hristos, după care să ne apropiem de încheiere. S-a vestit și s-a spus despre nașterea Domnului Iisus Hristos atâtea mesaje frumoase, îndemnuri în perioada aceasta și cu siguranță că în mijlocul atenției noastre este pruncul Iisus Hristos. Dar fiindcă suntem în această seară aici, cu copiii noștri, cu familiile noastre, cu soțiile noastre, și cred că este un mesaj care o să cuprindă și pe cei tineri care în anul 2014 vor deveni și ei să facă parte din rândul familiștilor. Cred că le va prinde bine câteva gânduri care vreau să le am. Și aș vrea să vorbesc în scurt timp despre familia sfântă, despre familia Domnului Iisus Hristos, în care Dumnezeu a hotărât ca pruncul Iisus Hristos să coboare, să crească, să trăiască o perioadă, după care să fie înălțat la cer. Și aș vrea să am câteva gânduri în ceea ce privește Iosif, tatăl adoptiv, am putea să spunem, timpurile noastre, a Domnului Iisus Hristos și Maria, mama care l-a născut. Ca tați, ca frați, frați și surori, vreau să vă spun că fiecare dintre noi ne revine o responsabilitate pentru copiii care Dumnezeu ne-a dăruit. În primul și în primul rând, să-i creștem în frică și în temere de Domnul. Și prin școala duminicală care avem la Biserica Betesda, aceasta încercăm să facem, frați și surori. Copii să fie învățați, copii să fie educați. Și în timpul cât noi avem cu noi aici la biserică, 2 ore, unii ori 3 ore, încercăm să implementăm în mintea lor Cuvântul lui Dumnezeu. Avem acest timp în care cu școala duminicală, care este împărțită pe 3 grupe, grupa mică, care este cuprinsă de la 4 la 7 ani, grupa mare, de la 7 la 11 și adolescenții de la 12 încolo, dorim ca Dumnezeu să-i binecuvânteze să crească în frică și în temeri de Domnul. Amen. Și dacă ne uităm la Iosif, care și-a făcut partea lui de tată, ar vrea ca și noi să putem să înțelegem că avem aceeași datorie, frați și surori. În primul rând, Iosif vine și ascultă ceea ce transmite Îngerul. Și facem tocmai. Am vrea ca și noi să putem să ascultăm ceea ce Dumnezeu ne învață prin cuvântul Său să facem pentru copiii noștri. Apoi Maria, care se bucurase atunci când Dumnezeu a înștiințat-o prin acel înger care va rămâne însărcinată. Ia vedem că și-a făcut datoria de mamă, ducându-l la templu, umblând cu Domnul Iisus Hristos, dându-i învățăturile care i-a putut să le dea de aceea și surorile care sunt în această seară aici, Dumnezeu să le cuvânteze, ca copiii care Dumnezeu vi-a dat să puteți să-i crește, să-mi frică și în temeri de Domnul. Și în familiile de la Betesda să fie familii sfinte, unde copiii să fie cu adevărat binecuvântare. Să fie binecuvântare pentru societatea în care au crescut, pentru Biserica Betesda și pentru viitorul care stă în față, să fie o binecuvântare. Dumnezeu să-i binecuvânteze pe toți frați și surori. Așa în continuare, să ne ridicăm în picioare, să cântăm o cântare spre slava lui Dumnezeu. Și după această cântare, ar vrea să mai facem o rugăciune. Copiii să rămână pe locuri așa cum sunt, nu iasă niciunul afară până ce suntem în slujba, după care vom face și împărțirea cadourilor. După cântarea aceasta, vrea să rămânem cu toți pe picioare, frașilor, să mulțumim lui Dumnezeu. Să mulțumim că a fost cu noi în această seară la părtășie. Că a ajutat și a putut să încheiem cu bine această slujbă împreună cu copiii.
Este un mare har să fim în această seară la Bethesda. Este pentru prima dată când Biserica Bethesda are un astfel de eveniment. În școala duminicală slujește împreună cu frații, cu surorile, cu copiii care Dumnezeu le-a binecuvântat. Haideți să cântăm și să dăm slavă lui Dumnezeu în această seară. Să mulțumească Domnului pentru tot ce s-a făcut în această seară aici. Amin. Locurile, frați și surori. Dumnezeu nostru, care în această seară a fost prezent în mijlocul nostru, să fie binecuvântat. Doresc ca fiecare dintre dumneavoastră care ați avut răbdarea și ați fost în această seară cu grupurile de la școala duminicală Bethesda, care au slujit înaintea Domnului prin cântare, prin poezie, dorim ca Dumnezeu să-L binecuvânteze. Mulțumim fraților de la alte biserici care ne-au vizitat, prietenilor casei, Dumnezeu să-L binecuvânteze pe toți. Doar un anunț în ceea ce privește slujbe peste săptămână. Cu ajutorul Domnului, mâine de la orele 18, respectiv ora 6, vom avea din nou slujbă în casa lui Dumnezeu. Vă așteptăm pe toți. Dorim ca și mâine seara biserica să fie plină. Vom avea un timp în care ne vom da la Dumnezeu, un timp în care frații, surorile, cei care sunt dornici vor putea să slujească prin cântare, prin poezie, apoi vom avea și un timp în care se va găsi cuvântul lui Dumnezeu și dorim ca și mâine seara, frați și surori, Dumnezeul nostru care este prezent ori de câte ori ne întâlnim aici, să fie cu noi la părtășie, slăviți seara Dumnezeu. În continuare, frați și surori.